Bună ziua, doamnelor și domnilor. Și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. După o povestire de Hermann Broch, scriitor austriac propus la Premiul Nobel pentru literatură, Camerista este un spectacol despre patima, plăcerile și durerea unei iubiri interzise dintre o cameristă și un nobil care încalcă bariera diferențelor de castă. Mai frumoasă, mai inteligentă mai puternică și mai senzuală decât stăpâna sa, Zăblain a trăit în folosul cele pe care a slujit-o, dar și în locul ei, numai că a făcut-o cu mult mai bine. Privind înapoi, singura ei avere este un trecut chinuitor, din care scoate la suprafață pe rând frustrări și biruințe, resentimente și păcatele capitale de care se crede vinovată, invidia, orgoliul, desfrâul. Un one-woman show al unei mari actrițe, un personaj de un tragism tulburător, prin strigătul cu care încearcă să-și aline setea de răzbunare. Un spectacol monolog la sala Atelier a Naționalului a atras publicul prin numele vedetei care l-a susținut, Florina Cercel. Actrița a luat teatrul pe cont propriu într-un text jucat în urmă cu decenii cu un mare succes de Jean Moreau. Niciun partid politic n-a făcut pentru servitori ceea ce a făcut teatrul. Din antichitate până aproape spre zilele noastre pe scenă, slugile și-au împins stăpânii în planul secund, ele expunând performanțe de inteligență și inventivitate. Capacitatea de a înțelege raporturile dintre oameni dincolo de aparențe și de a le modifica potrivit scopurilor lor, net superioare celor care îi plăteau. Chiar când slujesc la mai mulți stăpâni, pe scenă, servitorii sunt simpatici pentru că trădează exact atât cât trebuie ca să nu compromită iubirea sau idiosincrasiile stăpânului. Motor al acțiunii element de construcție în structura conflictului, slujitorul sau slujnica, sunt departe de a îndeplini un rol doar funcțional, de a aduce tava și de a aduce scrisori. Ele sunt personaje cu o viață independentă și cu o dinamică proprie pentru ca, în cele din urmă, când datorită lor, totul se termină cu bine, să fie răsplătiți cu bani sau alte daruri și să se întoarcă la condiția lor subalternă, eventual căsătoriți. Teatrul modern răstoarnă convenția și exploatează diferența dintre statutul social și condiția intelectuală a personajului în tonalități, când dramatice, când tragice. Slujitorul începe să evolueze în absența stăpânilor și împotriva lor. Slujile devin o prezență malefică, amenințătoare. Diferența de condiție îl face să sufere. Când suferă, provoacă suferință camerista Zerlein, imaginată de un scriitor atât de sofisticat cum a fost vienezul Hermann Broch, își trăiește feminitatea într-o stare de permanentă concurență cu cea a stăpânei. E în vârstă când intră în scenă și patimile din trecut ar putea fi stinse de trecerea vremii, dar așa cum joacă Florina Cercel, rana e încă vie. Nimic nu s-a uitat, Împrejurările fiecărei întâlniri cu amantul stăpânei sunt vii în amănuntele lor. Ne-am sărutat cu buzele, cu limba, cu dinții, replică refren, declanșând un val de senzualitate și un ghem de sentimente contradictorii. Zerline a împărțit amantul cu stăpâna și probabil și cu alte femei, cu cerire de trecut în palmares, dar fără semnificații profunde în timp ce soțul patroanei i-a rămas inaccesibil durere prezentă în ridurile vârstei. Discursul de aproximativ oră rostit, jucat, judecat de camerista Zerline, este disecat cu îndemânare în substanța lui dramatică de Florina Cercel, actriță de mare forță obișnuită să expună un temperament năvalnic, redusă aici la datele unui personaj care a trăit mereu o dublă existență, apărându-se prin crusta unei neutralități nesimțitoare, interzicându-și orice reacție vizibilă. Actrița își pune în paranteză energia valorificând forța ambiției ascunse erotismul ca armă. Există în scritura lui Hermann Broch un anumit fel neutru de a vorbi despre lucrurile oribile, reale sau bănuite, stil preluat de actriță în folosul fidelității față de autor și îndauna spectaculozității monologului.